Numele meu este Anda Vaciu. M-am născut în Onești, dar trăiesc în București de mulți ani. Din Onești, de unde vin marile voci. Exact, e, am rude în Onești. Nu numai voci. Nu cred că tu ai rude în Onești. Da. Nu la el mă referam, dar... La Lori. Mă referam la alte voci de la Onești. A, nu la mine? Carmen Rădulescu, Cristina Spătar, da. Alexandra Ungureanu. Nu o să întreb vârsta, că nu se întreabă. Peste două luni fac 50. Mulți înainte. Ați venit, doamnă. Jucăm, ca să zic așa, umăr la umăr. E o performanță că ajung la 50, credeți-mă. Cum adică? De ce ați spus asta, că e o performanță? Vă rog din suflet, dați-mi voie să cânt mai întâi și apoi perfect. Povestim. Perfect, da, cum doamnă, curajul. Vă simțiți cel mai bine. Mulțumesc. Mamă! Deci nu e operă. Doamne, ce melodie! Life is a moment in space. When the dream is gone, it's a lonelier place. I kiss the morning goodbye, but down inside, you know we never know why. The road is narrow and long, when eyes meet eyes, and the feeling is strong. Mulțumesc.
scuze. Iertați-mă. Anda, stai liniștită, dar e momentul tău de glorie. Asta e o sărbătoare. Când vii la România au talent, e ca o sărbătoare. E un fel de zilele tale de naștere adunate așa. Pentru mine chiar este o mare sărbătoare. Pentru că am stat 35 de ani pe scenă și am văzut lumea alături de un om care s-a dus acum 3 ani. A fost soțul meu și partenerul meu pe scenă. A fost jumătatea mea. Și am crezut că n-am să mai scot niciun sunet niciodată. Și sunt aici ca să mă ridic din genunchi, pentru că nu vreau să mă vadă copilul meu așa. Mulțumesc. Interpretarea a fost din suflet. A fost o melodie foarte frumoasă. Prin ce ne-ai povestit, îmi demonstrezi că ești o mamă extraordinară și un artist care nu se lasă doborât de toată suferința și se ridică pentru a cânta pentru public, pentru sufletul lui. Eu rămân la părerea mea că muzica ajută, muzica vindecă și noi ca și artiști simțim nevoia de aplauze. Adică eu înțeleg de ce ai plâns și de ce. Era pentru că a fost bucuria de a fi din nou pe scenă. Mulțumesc, mulțumesc mult! Oamenii se ridică și aplaudă atunci când simt ei, nu sunt puși. Da, deci sau e meritul liniște tău. Când nu e deloc emoție. Exact, e meritul tău și al talentului tău. Fii puternică, fii puternică, ai de ce să fii puternică. Ce zici, Dragoș? Ai cântat din suflet și asta ajunge la public foarte, foarte bine. Dovada e reacția publicului. Eu am simțit emoția. Mă bucur foarte tare că ați avut minutele astea la dispoziție în care să vă regăsiți. Mă bucur foarte tare că ați reușit să cuceriți publicul. Abia așteptăm să vă revedem în etapa următoare cu 4 de da. În mod miraculos, Sanda a găsit la România au talent adevărata terapie. Mulțumesc! Forța și voința de a duce spectacolul mai departe. Durerea a fost lăsată să se ducă, iar ea s-a eliberat de o povară. Sanda n-a spus nimănui că vine la România au talent. Mulțumesc, la revedere! Pur și simplu a lăsat să se întâmple ceea ce trebuia să se întâmple. Blocajul a dispărut din țara lui 10. Bă, până la urmă despre asta e misiunea da, asta. Da, corect.